42 de secții de vot deschise în raionul Rezina pentru alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Rezina, 9 dintre acestea vor fi amplasate în orașul Rezina, 8 pentru alegătorii Urbei și Suburbia și încă una pentru alegătorii din raionul Râbnița. În raionul Rezina, la alegerile parlamentare din 2014, din 30 noiembrie 2014, vom avea 42 de secții de votare, dintre care 8 sunt amplasate, 9 sunt amplasate în orașul Rezina, 8 pentru oraș, una pentru orașul și raionul Râbnița. Numărul final al alegătorilor cu drept de vot din raion este încă la etapa de procesare. Numărul cetățenilor cu drept de vot încă nu este cunoscut final, deoarece pentru prima oară anul acesta Comisia Electorală Centrală va fi responsabilă de listele electorale și ele vor suferi modificări destul de importante, având în vedere că vor fi coordonate cu baza de date a registrului și vor fi incluse persoanele care erau excluse de către primari numai din unele motive, că erau plecați peste hotare și așa mai departe. De asemenea, vor fi excluse persoanele decedate, care sunt în baza de date, dar nu au decedat în altă parte, nu la locul de domiciliu și respectiv secretarul Consiliului sau primarul nu cunoaște despre faptul dat, adică nu are informația. Va fi o informație, adică cât de cât mai aproape de realitate. Și vor fi remise listele, atunci vom afla care este numărul de alegători a raionului. Peste 27.000 de alegători au votat în raionul Rezina la scrutinul parlamentar de pe 28 noiembrie 2010, ceea ce reprezenta atunci peste 60% din alegătorii cu drept de vot din raion.